Organizația de tineret a socialdemocraților giurgiuveni a decis ca la nivelul județului Giurgiu să funcționeze o ligă a elevilor, un organism, spun ei, apolitic, menit să vină în sprijinul tinerilor care vor să se facă auziți și care vor să fie conectați la deciziile care se iau în comunitățile lor. Constituirea ligii elevilor a avut loc marți după amiază, iar oaspete de onoare a fost liderul tinerilor socialdemocrați, deputatul PSD Mihai Sturzu, care a onorat invitația lui Alexandru Andrei. Aceste ligi nu înseamnă o implicare politică a acestor oameni. Înseamnă că noi, ca organizație politică de tineret, deschidem niște punți între noi, care la rândul nostru suntem purtători de mesaje către Partidul Social Democrat, atenție, cu mulți dintre membrii TSD, actuali deputați, europarlamentari, secretari de stat, deci cu o putere de decizie administrativă la cel mai înalt nivel, și practic le spunem acestor segmente de societate, prieteni, haideți să discutăm, haideți să stăm de vorbă. De-a lungul timpului am observat că unii dintre ei vor să facă și pasul către politică. Bineînțeles că nu presupune niciun fel de afiliere excepțională și de mâine acești tineri devin politicieni cu acte în regulă, să le spunem. Deja la nivelul județului Giurgiu, circa 100 de elevi au decis să facă parte din Liga Elevilor Socialdemocrați, care îl vor avea ca președinte pe tânărul Cătălin Lungu, cel care a fost și președintele Consiliului Elevilor. Noi vrem să-i ajutăm în primul rând să-și facă ideile auzite, să-și consolideze o bază solidă spre ceea ce vor să urmeze în continuare și mai degrabă nu este o ligă politică, exact cum a spus și domnul președinte, Mihai. Care se spune Mihai? Da, Mihai. Nu este o ligă politică. Este pur și simplu o gașcă de prieteni care vor iniția mult mai multe proiecte care își vor face voce auzită prin intermediul acestei legi. Tinerii elevi simpatizanți ai Partidului Social Democrat au primit și câteva sfaturi de la liderul Mihai Sturzu. Dacă vor să facă politică pentru a se îmbogăți, mai bine să se apuce de afaceri.